Crescătorii de oi din Runcu nu pun pe prim plan beneficiile atunci când îngrijesc animalele și asta pentru că sunt motivați, în primul rând, de dorința de a duce mai departe îndeletnicirea moștenită de la bunici. Pasiunea pentru animale, dragostea, asta e prima condiție. De unde ați moștenit-o? De la bunicul, noi, dar e tradiție în familie. Suntem și obișnuiți. De când ați început să vă ocupați de animale? De la ce vârstă? Noi ne-am născut cu ele în curte. De când vă știți copii, da, îi ajutați pe părinți? Da. Vara cum procedați? Le dați la munte? Păi nu le dăm. Avem noi stână. Aveți stână, da, la munte? Mergem aici în Românescu. Vara, perioadă, după aia coborâm. Cât le țineți la munte? Păi din mai până în septembrie. Coborâm când e răvășit oilor aici. Sărbătoarea. Care este cea mai dificilă perioadă din an? Perioada de iarnă, că acolo sunt costurile mai mari. Și la noi aici, dacă nu trebuie să le dai 6 luni, trebuie să le dai la stabulație. Și apropo de costuri, ne puteți spune cam cât vă costă? Da, costurile sunt destul de ridicate. Și nutrețul s-a scumpit, coasă și astea. Un hectar te duce 7 milioane. Ținând cont că sunt foarte multe animale și probabil mult de cosit, aveți și ajutoare? Da. Vă descurcați? Da, da. Mai găsim oameni, dar mai greu. Mai și greu, că oamenii de aici plâng că în general nu e forță de muncă. Da, da. Cu coasa, am avut oameni după în alte localități, partea la Pietrar, Bărbuleț, că la noi aici nu prea. Au plecat prea toți până afară și nu prea la coasă. E greu. E greu. Veți păstra această tradiție? Da. De altfel, în comuna Runcu sunt mulți gospodari care se ocupă de creșterea animalelor, zona păstrând ceva din farmecul vremurilor apuse. Crescătorii de animale sunt înzestrați, parcă din naștere, să dea dovadă de o înțelepciune în creșterea acestor animale. O fac din dragoste, ați văzut cum au spus și ei, ascultându-i. Deci nu o fac ceva obligatoriu, nu o fac pentru a se ajunge, a se îmbogăți sau alte probleme care să-i intereseze. Nu, în primul rând este plăcerea, pasiunea aceasta pentru creșterea animalelor. Vă uitați la aceste animale, cât sunt de frumoase, cât sunt de îngrijite. Păi așa ar trebui să avem grijă de toate și de tot ce este în țara noastră. Tradiția va continua aici? Eu zic că da, cu toate vremurile pe care le trăim, că le vedem cu toții. Totuși, acești oameni nu se vor lăsa și nu se vor lăsa niciodată de acest obicei. Și probabil că sunt oameni care nici nu prea se vaită de lipsa locurilor de muncă sau de alte probleme sociale, câtă vreme au o gospodărie și au niște animale care să le asigure traiul de mâine. Acești oameni sunt, cum se spune, harnici prin natura lor. Deci nu ai cum să te vaiți de loc de muncă sau de ceva, atât timp cât îndrăgești ceva și o faci cu plăcere. Deși s-a tot vorbit în ultimul timp despre ajutorul de minimis de 1 leu pe kilogram acordat pentru lână, sunt și oieri care preferă să o folosească drept culcuș pentru animale. Lâna e în saci. Ce faceți cu ea? Stă și ea să... culcuș la porci, la... ce să mă nimic. Fi un ajutor de minimis pentru lână? Da, dar nu... Și pur și simplu o țineți în, da, saci? Da, n-am dat-o nimănui. Nu, s-a căutat, nu, înainte era... O căuta și pe aia, dar rămânea pe îngar. Pe marginea acestui program, Ion Oprea, directorul Direcției Agricole Dâmbovița, a oferit câteva date. Direcția Agricolă derulează programul lână, deci este vorba de 1 leu pe kilogramul de lână, predat către unitățile de procesare sau de colectare. Când a intrat în vigoare acest program? El este de anul trecut. Până la începutul lunii iunie se depun documentele că beneficiarii au predat lâna și după care până la sfârșitul lunii august vor primi acești bani. Acum sunt discuții pe acest leu, că-i mult, că-i puțin, ținând cont că lâna nu se făcea mare lucru cu ea, măcar leu acesta ajută, că sunt banii care vin peste prețul cu care îl vând, deci zic eu că e un lucru bun. El a fost pus de acord cu asociațiile de oieri din țară și așteptăm să se deruleze și avem înscriși în Dâmbovița 190 de beneficiari.
Directorul Direcției Agricole speră ca, pe măsură ce programul va deveni tot mai cunoscut, cât mai mulți oieri să solicite ajutorul de minimis.